Vreau să vă întreb, după ce l-ați văzut, l-ați urmărit, îl cunoașteți, cum vi se pare, ok, e acum aparține unei alte echipe, însă vreau să vă întreb cum vedeți situația lui Compagno în momentul ăsta. Știindu-i calitățile, vi se pare că a fost suficient exploatat, a stors ce a trebuit din el FCSB? Cum vi se pare? Chiar sunt curios cum vedeți situația lui. Deci, ca orice fotbalist, și Compagno are nevoie de continuitate și de încredere. Pentru că încrederea asta este bună și dacă ți-o dă antrenorul, e binevenită și poate profita și echipa de pe urma încrederii pe care o ai tu ca fotbalist. Și eu am trecut prin chestia asta și toți trec prin chestia asta, nu există fotbalistă. Dar trebuie să fii puternic și atunci când nu mai ți se acordă încredere, trebuie să reziști. Compagno a rezistat. Așa. Eu, Compagno la Steaua anul trecut, în septembrie sau când, septembrie-octombrie, m-a întrebat cineva, tot așa, la un interviu, la o emisiune, ce părere am. Dom'le, Compagno poate să fie 2-3 ani golgetul României, la rând, cu o singură condiție, să-l uiți în teren. În primul an l-a uitat antrenorul de la FCSB și-a dat golul. Da. Anul ăsta nu l-a uitat în teren. Și atunci e alta când intri în minutul 60, când ești schimbat în minutul 45, când nu știi dacă joci meciul viitor, nu știi pe ce poziție joci. Este un jucător atipic. Într-adevăr, nu are o tehnică grozavă, dar e destul de inteligent încât să facă să nu îi se vadă defectele. Okay. Dar are calități foarte bune în careu, are simțul porții, este oportun, este bătăios, are moral bun de concurs, are un spirit colectiv foarte bun, este un băiat civilizat, chiar cool, pot să spun. Lucruri care se văd și la interviuri și în teren. Deci e un jucător care trebuie exploatat și de care poate profita orice echipă, inclusiv FCSB-ul. Pentru că, după părerea mea, dacă ar fi de naționalitate română, Compagno nu cred că ar fi ignorat de Edi Ordănescu la echipa națională. Nu cred.